Ieri al țării noastre a fost confirmat și de misiunile de experți care au avut loc în România în octombrie și în noiembrie. De asemenea, aș vrea să vă spun că, după cum ați văzut în ultima perioadă, am discutat cu foarte mulți omologi ai mei. Aș spune că am discutat cu peste două treimi dintre colegii care reprezintă state membre ale Uniunii Europene și în același timp state membre Schengen, deci cei care votează pentru aderarea României, iar toți dintre acești colegi au exprimat sprijinul lor puternic pentru aderarea României și dorința de a se implica. Angajamentul nostru este de partea României. Este ceva ce eu și Bogdan Aurescu am discutat de mai multe ori în ultimele luni. Și după cum sunt conștient, cred că știți, nu este un subiect ușor în Olanda. Convingerea mea personală este că, pe de o parte, cred că a fost o călătorie extraordinară pe care a făcut-o această țară și guvernul, și eu am spus că la sfârșitul anului vom susține România. Și mesajul a fost din nou repetat. Stăm de partea României.